Dacă mai moare vreunul, baguie să nu intrați prin lasere, că o să vă moare laserele. Vă respawnați, stați afară și încercați să faceți AOE, să atrageți scheleții. El are un bug. Dacă te vede că ești afară, el încearcă să te atace pe tine. Și tu, practic, ești al patrulea om care încearcă să te atace și să sară pe tine. Și, na, ca și Mare. Poți. Pa dai, dai o bune de tot dai nosul ăla. Eu am oferit tot timpul, dar... Că ți-l arătăm ce direcție, ți-l dăm ce... Ia uite-l! Unde e osul? Îl omorăși, bravo? Cât au făcut? Trei oase. Dar eu în faza aruncare muri de osul care l-a aruncat spre mine. O să se ia atent. Direct pe mine a sărit. M-a tortiot. Vezi că sare în direcție opusă. Trebuie să fii, bă, trebuie să fii între wave-uri, bă. Auziși? Vezi că trebuie să fii între wave. Deci trebuie să nu te ia unda aia de șoc de vin. Păi eu nu spusei de unda de șoc, what the fuck? Ce tu spusei până acum? Spusești, da. De-aia spuneam și zicești că tu explic dreacu, dreacu, omul. Păi eu nu înțelesem nimic. Uite, de exemplu. Eu mă chinui cu osul ăsta și nu moare, frate. Ia seama că stă pe gheață. Se mă enervează osul ăsta. Te dau mai tare cu mănușa. Iu, gata, am reușit să omor osul ăla. Mamă, fii atent că a pus oase... milioane de oase acolo. Thank you.
O, fiind aici. Stai. Ții un dar de șoc, mă, se pare că o iei de oriunde. Nu, dacă dai dogi când vine aia pe tine, nu. Uite, vezi, n-am luat-o. Uite, acum sare ea, asta nu reuși. Nu reușit. Mai sare? Mamă! Dacă mă prinde acum, mă curtește. Mai una, două, mai sunt două.